Bună ziua! Vă mulțumim că ați dat curs invitației noastre. Astăzi vom prezenta cel de-al patrulea raport de monitorizare civică a reformei poliției, ca rezultat al monitorizării reformei poliției în semestrul 1 al anului 2020. În această prezentare voi aborda principalele aspecte metodologice pe care se bazează întreaga monitorizare civică a reformei poliției. Voi reflecta gradul de realizare a subacțiunilor conform ultimului raport de monitorizare civică a reformei poliției pentru perioada 2016-2019. Voi face referință la evaluarea subacțiunilor nerealizate ca urmare a monitorizării în semestrul 1 al anului 2020. Voi face referință și la factorii ce au influențat realizarea strategiei de dezvoltare a poliției și a matricei de politici și voi încheia cu concluzii și cu recomandări. Monitorizarea gradului de implementare a reformei poliției în Republica Moldova se desfășoară în cadrul proiectului Monitorizarea civică a reformei poliției în Republica Moldova, implementat cu suportul financiar al Uniunii Europene. Trebuie să spunem că opiniile exprimate în cadrul acestui raport și în cadrul rapoartelor anterioare publice ale Promolex aparțin autorilor și nu reflectă neapărat punctul de vedere al finanțatorilor. Constatările și concluziile monitorizării civice sunt structurate în rapoarte periodice, anuale și semestreale. Raportul numărul 4 este un raport semestral elaborat pentru perioada 1 ianuarie 2020-30 iunie 2020, în cadrul căruia au fost supuse analizei 10 subacțiuni din cadrul planului de acțiuni pentru implementarea strategiei de dezvoltare a poliției și o activitate din matricea de politici pentru implementarea programului de suport bugetar. Subacțiunile analizate sunt cele care au fost calificate drept nerealizate în cadrul rapoartelor anterioare de monitorizare civică a reformei poliției. Și ca să reamintim, la finalul anului 2019, conform raportului 3 de monitorizare civică a reformei poliției, au fost calificate ca realizate 24,5 din subacțiunile preconizate a fi realizate până la finalul anului 2019. Au fost calificate ca parțial realizate 39,6 din activitățile preconizate, au fost calificate ca și nerealizate 18,9% activități și au rămas fără grad de apreciere 17% din activitățile preconizate a fi realizate până la finalul anului 2019. Anume, aceste activități, a cărei pondere este 18,9, acele nerealizate, au fost reflectate în cadrul raportului numărul 4 de monitorizare civică a reformei poliției. Strategia de dezvoltare a poliției este împărțită în 5 obiective. Obiectivul numărul 1 este consolidarea responsabilității, eficienței și transparenței și profesionalismului poliției. Misiunea acestui obiectiv este asigurarea sporirii accesului la servicii polițienești de calitate prin consolidarea profesionalismului, transparenței, eficienței poliției. Acest obiectiv este unul dintre cele mai mari obiective, care conține 7 acțiuni și 36 de subacțiuni. Dintre acestea restante au fost calificate 6 subacțiuni din cadrul a 4 acțiuni. În această imagine observăm cum a evoluat realizarea activităților în cadrul obiectivului numărul 1 din strategie de dezvoltare a poliției. Aici observăm că în anul 2019 a crescut activitățile parțial realizate, în același timp activitățile realizate au rămas la aceeași pondere, 14%, și activitățile nerealizate la fel au scăzut de la 19% la 17%. În același timp, pentru anul 2020, rămân a mai fi realizate 31% dintre activități în cadrul obiectivului numărul 1. Atrag atenția asupra activităților calificate ca și nerealizate la finalul anului 2019, și anume a 17 puncte procentuale dintre activități în cadrul obiectivului numărul 1. Anume, acestea au fost analizate în raportul numărul 4 de monitorizare civică a reformei poliției și le voi enumera pe rând. Sunt 6 activități nerealizate în cadrul obiectivului numărul 1, și anume elaborarea ghidului de evaluare a performanțelor colective, dezvoltarea sistemului de evaluare a performanțelor
individuale și de promovare în carieră, eficientizarea activității Consiliului de Conducere al Inspectoratului General al Poliției în procesul decizional, crearea Consiliului de Coordonare și Monitorizare a Asistenței Externe la nivelul Inspectoratului General al Poliției în vederea consolidării capacității de absorpție a asistenței financiare externe, desconcentrarea activităților de menținere și asigurare a ordinii publice la nivelul subdiviziunilor teritoriale ale Poliției, perfecționarea cadrului legal privind organizarea întâlnirilor publice și elaborarea și aprobarea curiculei de instruire a personalului selectat pentru participarea la misiuni internaționale. În cadrul acestui obiectiv, mă voi opri doar asupra a două dintre aceste subacțiuni. Celelalte le puteți găsi, analiza acestora le puteți găsi în cadrul raportului care va fi plasat în scurt timp pe pagina promolex.md. Voi face referință la prima activitate, elaborarea ghidului de evaluare a performanțelor colective și dezvoltarea sistemului de evaluare a performanțelor individuale și de promovare în carieră. Trebuie să menționăm că cadrul normativ pentru evaluare performanțelor colective a fost modificat după ce a fost aprobată strategia de dezvoltare a poliției și anume evaluarea performanțelor colective a fost considerată o activitate de suietă de către autoritățile implementatoare. Totuși, dezvoltarea sistemului de evaluare a performanțelor individuale și de promovare în carieră nu a fost elaborat până la finele semestrului întâi al anului 2020. Deși cadrul legal prevede anumite criterii pentru evaluarea performanțelor individuale și de promovare în carieră pentru funcționarii publici din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, considerăm că un sistem de evaluare performanțelor individuale trebuie să fie dezvoltat la nivel instituțional. La fel voi face referire și la activitatea privind desconcentrarea activităților de menținere și asigurare a ordinii publice la nivelul subdiviziunilor teritoriale ale poliției. Această activitate urma a fi realizată după aprobarea hotărârii privind organizarea și structura Inspectoratului General al Poliției. Totuși, în urma aprobării acestei hotărâri la finele anului 2019, Inspectoratul Național de Securitate Publică a fost creat prin absorpția Direcției Generale de Urmărire Penală și Inspectoratul Național de Patrulare, însă pași ulterior pentru a efectua desconcentrarea activităților de menținere și asigurarea ordinii publice la nivelul subdiviziunilor teritoriale ale poliției nu au fost făcuți în semestrul întâi al anului 2020. Prin urmare, considerăm în continuare că această activitate este nerealizată. Obiectivul numărul 2 din cadrul strategiei de dezvoltare a poliției este aplicarea echitabilă, eficientă a legislației bazate pe drepturile omului în activitatea poliției. Misiunea acesteia este asigurarea sporirii accesului la servicii polițienești de calitate cu respectarea drepturilor omului. Acest obiectiv conține două acțiuni și 8 subacțiuni, dintre care sunt considerate restante o acțiune și în cadrul acesteia două subacțiuni sunt considerate restante. În cadrul acestui obiectiv observăm că atât în perioada 2016-2018, cât și în perioada 2016-2019, au fost păstrat același grad de realizare a activităților. Nu au fost preconizate a fi realizate la finalul anului 2019 nicio activitate, prin urmare, gradul s-a păstrat. Totuși, trebuie să menționăm că 25% din activități au fost calificate de Asociația Promolex ca nerealizate și acestea au fost analizate în cadrul raportului numărul 4. Astfel sunt două subacțiuni, stabilirea rolului, locului și atribuțiilor subdiviziunilor de urmărire penală din cadrul poliției în contextul reformei sectorului judiciar și adaptarea cadrului legal privind activitatea specială de investigații la standardele comunitare. Atragem atenția că, cu referire la prima activitate enunțată, în primul semestru al anului 2020 a fost elaborat și înaintat spre aprobare un proiect de lege prin care au fost acordate competențe suplimentare Serviciului Fiscal de Stat de urmărire penală și de investigare a infracțiunilor. Asociația Promolex a depus
o opinie în adresa Parlamentului prin care și-a exprimat dezacordul cu acest proiect de lege în contextul în care această activitate nu a fost realizată pe parcursul anilor 2016-2019. Totuși, acest proiect a fost aprobat, însă constatăm că o opinie unică asupra rolului, locului și atribuțiilor subdiviziunilor de urmărire penală din cadrul poliției nu a fost stabilită. La fel, în privința adaptării cadrului legal privind activitatea specială de investigație la standardele comunitare, trebuie să menționăm, că în 2017 Inspectoratul General al Poliției a elaborat un proiect de lege prin care să fie adaptat cadrul legal privind activitatea specială de investigație la standardele comunitare, însă acesta este tergiversat, se pare că de Ministerul de Justiție. Trebuie să menționăm că Inspectorat General al Poliției și Ministerul Afacerilor Interne au depus eforturi pentru a solicita informații privind gradul de realizare sau de promovare a acestui proiect de lege, însă până la acest moment respectivul proiect de lege nu a fost înaintat pentru a fi promovat guvernului și nici nu a fost promovat către Parlamentul Republicii Moldova. Obiectivul numărul 3 se referă la consolidarea capacităților poliției de combatere a crimei organizate, traficului de ființe umane, criminalității cibernetice, violenței, inclusiv a infracțiunilor din motive de gen, drogurilor și contrabandei cu armament, falsificarea și spălarea banilor. Misiunea acestui obiectiv este sporirea capacităților poliției în combaterea criminalității și în asigurarea securității publice. Acest obiectiv conține 12 subacțiuni și 2 acțiuni, dintre care au fost considerate restante în rapoartele anterioare o subacțiune din cadrul unei acțiuni. Vedem în reprezentarea grafică că activitățile nerealizate au scăzut de la 17% la 8%, prin urmare, în anul 2019 au fost efectuați pași considerabili pentru a înlătura acele restanțe constatate de către Promolex în primul raport de monitorizare civică a reformei poliției. La fel, în anul 2019 au expirat mai multe activități a căror realizare era preconizată spre anul 2019. Cu referință la activitățile nerealizate în cadrul acestui obiectiv, trebuie să spunem că nu a avut loc nici în semestrul 1-2020 elaborarea și aprobarea proiectelor pentru amendarea cadrului legislativ și normativ în vederea reglementării competențelor poliției în prevenirea și combaterea fenomenului spălării banilor. Trebuie să evidențiem că în anul 2017, după ce a fost aprobată legea privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, proiect de lege prin care să fie reglementate competențele poliției în prevenirea și combaterea fenomenului spălării banilor nu a fost avizat pozitiv de către instituțiile de resort. Ulterior, atât Inspectoratul General al Poliției cât și Ministerul Afacerilor Interne au depus eforturi, inclusiv în semestrul 1 al anului 2020, pentru a aproba modificări la codul de procedură penală, însă și acestea nu au fost aprobate pe parcursul semestrului 1 al anului 2020. În ce privește obiectivul numărul 4, crearea unui serviciu polițienesc modern în conformitate cu cele mai bune standarde și practici ale Uniunii Europene și internaționale, care să corespundă proactiv și în mod egal la nevoile cetățenilor și ale societăților în ansamblu, trebuie să spunem că misiunea acestui obiectiv este modernizarea serviciului polițienesc în conformitate cu standardele europene și internaționale. Acesta conține 20 de subacțiuni și 3 acțiuni, dintre care sunt considerate restante o subacțiune și o acțiune. În privința gradului de realizare al activităților din cadrul obiectivului numărul 4, trebuie să spunem că pe parcursul anului 2019 au fost desfășurate un șir de activități care au dus la calificarea activităților calificate anterior ca de realizate în parțial realizate, deci vedem o creștere de la 10% pentru activitățile parțial realizate la 30% la sfârșitul anului 2019.
Totuși, rămân restante activități cu o pondere de 5% și, de fapt, aceasta exprimă o singură acțiune, și anume cea de participare la implementarea proiectelor Twinning, înfrățire instituțională, privind implementarea conceptului de activitate polițienească bazată pe informații. Obiectivul numărul 5 vizează promovarea și implementarea principiului toleranță zero față de corupție, discriminare și rele tratamente în activitatea poliției. Misiunea acestuia este promovarea, asigurarea transparenței în activitate și integrității profesionale a poliției. Acesta conține 2 acțiuni și 8 subacțiuni. Până la momentul actual nu sunt constatate acțiuni sau subacțiuni restante, respectiv aceste activități sau activitățile din cadrul obiectivului numărul 5 nu au fost reflectate în raportul numărul 4 de monitorizare civică a reformei poliției. La fel, nu sunt activități care se expire în semestrul 1 al anului 2020. În imagine vedem că activitățile sau ponderea activităților realizate, nerealizate și parțial realizate nu s-a schimbat. În același timp, pentru anul 2020 sunt preconizate a fi realizate 63% din activitățile din cadrul obiectivului numărul 5. În imagini putem să vedem gradul de realizare a matricei de politici, este cel de-al doilea document care este analizat de către Asociația Promolex în cadrul proiectului. Aici vedem că pentru indicatorii stabiliți pentru anul 2019, 44% dintre activitățile preconizate au fost realizate, respectiv 44 dintre activități au fost considerate ca și parțial realizate sau indicatorii au fost parțial atinși. În același timp, 11% dintre indicatori au fost considerați ca și neatinși. Acești indicatori se referă la obiectivul privind creșterea participării femeilor în poliție. Potrivit indicatorului din 2019, ponderea în ansamblu a femeilor în poliție trebuia să crească la 18%, totuși, conform raportului numărul 3 de monitorizare civică a reformei poliției, în baza datelor furnizate de către Inspectoratul General al Poliției, noi am constatat că ponderea femeilor la 31 decembrie 2019 era de 17,34%. La data de 30 iunie 2020 am constatat o creștere a ponderii femeilor în poliție la 18,14%. Astfel, constatăm că ponderea inclusă în matricea de politici la obiectivul A1-2 a fost atinsă pentru anul 2019. Totuși, trebuie să spunem că avem o opinie diferită decât instituțiile implementatoare în ce privește modul de calculare sau de luare în considerație a numărului de femei care activează în poliție, și anume se bazează pe luarea sau nu în considerație a persoanelor care se află în concediu de îngrijire a copilului sau în concediu de maternitate, paternitate. Noi considerăm că pentru a avea o imagine care să reflecte corect modul de repartizare pe gen a persoanelor în poliție, trebuie să fie luate în considerație doar persoanele care activează efectiv în poliție, și anume acelor a căror contract individual de muncă nu este suspendat din varii motive. Deci, în acest tabel putem să observăm că la momentul dintre 30 iunie 2020 în poliție activau 1427 de femei. În același timp, în concediu de îngrijire a copilului se aflau 293 de femei. La fel, în acel moment 6439 de bărbați activau în cadrul Inspectoratului General al Poliției, iar 229 se aflau în concediu de îngrijire a copilului. În total, activau efectiv 7866 de persoane și 522 de persoane se aflau în concediu de îngrijire a copilului.
Menționăm că plusarea persoanelor care activează efectiv în poliție și a persoanelor care sunt aflate în concediu de îngrijire a copilului sau în concediu de maternitate și paternitate ar duce la distorsionarea cifrelor și astfel am avea o imagine nereprezentativă despre persoanele sau despre femeile care sunt efectiv angajate în poliție. Astfel constatăm că 18,14% dintre femei activau la 30 iunie 2020 în poliție și indicatorul a fost atins. O să trecem în continuare la concluzii și anume vom face referință la numărul și vechime restanțelor care au fost atestate în cadrul strategiei dezvoltarea poliției și anume 5 activități sunt considerate restante din anul 2017, 3 activități sunt considerate restante din anul 2019, la finele anului 2019 au fost considerate restante, de fapt la începutul anului 2019 este considerată restantă o activitate și iarăși începând cu anul 2020 o altă activitate este considerată restantă. Trebuie să spunem că au fost și anumiți factori care au influențat implementarea strategiei dezvoltarea poliției și a matricei de politici în semestrul întâi al anului 2020. Trebuie să spunem că a fost marcat în mare parte de acea instituire a stării de urgență pentru prevenirea răspândirii infecției COVID-19 în perioada 17 martie-15 mai, când Ministerul Afacerilor Interne și Inspectoratul General al Poliției trebuiau să asigure respectarea măsurilor pentru prevenirea infecției COVID-19, astfel anumite activități din cadrul strategiei de dezvoltare a politicii și matricei de politici nu au putut fi realizate în această perioadă. La fel, un alt factor ce a influențat implementarea strategiei dezvoltarea poliției a fost tergiversarea procesului de operaționalizare a noilor structuri al Inspectoratului General al Poliției. Trebuie să spunem că există și anumite îngrijorări, și anume aceea de tergiversare a aprobării proiectului de lege înregistrat în Parlament în martie 2020 pentru modificarea legii cu privire la activitatea poliției și statutul polițistului. Acest proiect de lege vizează regionalizarea poliției, îl considerăm absolut important și considerăm că acesta urma a fi aprobat în mod prioritar pentru a fi asigurată realizarea eficientă a strategiei dezvoltarea poliției, inclusiv a multor activități din cadrul matricei de politici. La fel, o altă îngrijorare este omisiunea inițierii consultărilor publice asupra noului document strategic pentru dezvoltarea poliției. Anul 2020 este ultimul an de implementare a strategiei dezvoltarea poliției și credem noi că un document strategic trebuia supus consultărilor publice deja în semestrul 1 anul 2020, astfel încât la finele anului 2020 deja să fie aprobat acest document strategic și să înceapă implementarea începând cu 1 ianuarie 2021. Luând în considerare cele menționate, am formulat mai multe recomandări, doar câteva dintre acestea se regăsesc în această prezentare, sunt cele pe care le-am considerat noi cele mai importante a fi menționate. Spuneam anterior despre acel proiect de lege cu privire la regionalizarea poliției, astfel considerăm că acest proiect de lege trebuie aprobat în mod prioritar de către Parlament. La fel considerăm absolut necesar majorarea cuantumului salarial al angajaților poliției, ori, deși Inspectoratul General al Poliției depune eforturi mari pentru suplinirea funcțiilor vacante, se atestă un flux destul de mare de personal în cadrul Inspectoratului General al Poliției și aceasta nu este situația doar semestrul întâi al anului 2020, dar și situația anilor precedenți. La fel, recomandăm asigurarea promovării modificărilor legale necesare pentru activitatea de urmărire penală și specială de investigație și inițierea aprobării noilor documente strategice pentru dezvoltarea poliției pentru perioada următoare. Recomandările în adresa Ministerului Afacerilor Interne și Inspectoratului General al Poliției ar fi desfășurarea acțiunilor necesare în vederea regionalizării poliției. Aceasta poate fi efectuată doar ulterior aprobării
acelui proiect de lege despre care am menționat mai devreme. La fel, recomandăm desfășurarea acțiunilor necesare în vederea desconcentrării activităților de menținere și asigurare a ordinii publice la nivelul subdiviziunilor teritoriale, asigurarea creșterii în continuare a ponderii femeilor efectiv angajate în poliție și dezvoltarea unui sistem de evaluare a performanțelor individuale și de promovare în carieră instituțional cu criterii specifice pentru fiecare subdiviziune care să permită evaluarea calitativă a tuturor angajaților. Acestea au fost în mare parte rezultatele monitorizării civice a reformei poliției pentru semestrul 1 al anului 2020. Eu vă mulțumesc pentru atenție și în cazul în care aveți întrebări, sunt dispusă să răspund la ele. Iar dacă nu, vă mulțumim. Raportul va fi publicat în curând pe pagina promolex.md. Iar următorul raport de monitorizare civică a reformei poliției va fi unul anual și va fi elaborat după finalizarea anului 2020. Vă mulțumesc!